Dragi prieteni, așa cum v-am promis, l-am rugat și pe domnul primar să ne spună câteva cuvinte. Este un lucru deosebit atunci când investitorii, indiferent din România sau din Republica Moldova sau din alte părți, vin aici la Moinești să deschidă o afacere. În primul rând aș începe cu a vă felicita pentru că dumneavoastră știu că sprijiniți mediul economic. Și după aceea o să vă rog să ne spuneți câteva cuvinte despre cum v-ați simțit astăzi aici la Dulcinea. Bună ziua, în primul rând. Iată că dacă mai zilele trecute acest brand se deschidea la Suceava, la Piatra Neamț, la Bacău, în oraș și reședință de județ, astăzi se deschide și la Moinești o cofetărie modernă, o cofetărie care era necesară aici, pentru că aceste produse nu existau pe piața zonei. Beneficiarii nu sunt numai cetățenii municipiului Moinești, ci și cetățenii din arealul municipiului Moinești, că cu toții vin aici la cumpărături, toți au o legătură cu municipiul Moinești. Acest investitor a venit cu ceva timp în urmă, mai bine de jumătate de an aici la Moinești, să se intereseze dacă ar fi bine primiți de către autoritatea locală. Le-am transmis de atunci că un agent economic cu o activitate economică înseamnă mai mulți bani la bugetul local, înseamnă un loc două de muncă, de aceea are sprijin autorității locale și cred că nu greșim cu nimic în acest sens. Iată, faptul că la ușă este lume care așteaptă înseamnă că sunt bine primiți la Moinești și atât de cetățeni cât și de noi, cei care reprezentăm interesele lor aici la Moinești. Domnule primar, în continuare, dumneavoastră, administrația locală, încercați să sprijiniți și pe alți eventuali investitori care vor dori să vină la Moinești? O localitate cu ușa deschisă. Vă spuneam că asta înseamnă bani la bugetul local, asta înseamnă locuri de muncă. Este greșit ca atunci când vine cineva din exterior să blocheze orașul. Din contră, să stai cu brațele deschise și să rogi prin cunoștințele dumnealor să aducă și alte tipuri de activități, pentru că așa putem avea un trai și un confort mai bun aici în orașul pe care... Pentru că toți suntem în Săptămâna Mare și urmează sărbătorile pascale, rugămintea noastră este să adresați un mesaj pentru locuitorii municipiului Moinești, pentru că aceste sărbători, sigur, vin în condiții mai speciale, sperăm să terminăm și cu pandemia. Știm cu toții ce au însemnat sărbătorile de anul trecut, iată că anul acesta și un pic de relaxare, putem participa cu toții la slujbele de la biserici, la slujba de înviere și doresc ca să urez tuturor cetățenilor municipiului Moinești și nu numai tuturor celor care ne privesc, sărbători fericite alături de cei dragi, să-și împlinească toate dorințele și mai ales să fie împreună acum la această sărbătoare. Un Paște fericit tuturor!